Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură anunță că în perioada 17-21 decembrie 2018, centrele județene APIA și al municipiului București vor efectua plățile aferente următoarelor ajutoare de stat. Ajutorul de stat pentru ameliorarea raselor de animale, aferent lunii septembrie. Suma totală autorizată la plată este de aproape 5,4 milioane de lei. Ajutorul de stat pentru ameliorarea raselor de animale, aferent lunii octombrie 2018. Suma totală autorizată la plată depășește cu puțin 1 milion de lei. Ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, aferentă cantităților de motorină utilizate în trimestrul 2 al anului curent. Suma totală plătită va fi de 67 de milioane de lei.